Ultima lună de vară va fi una de neuitat pentru o anumită zodie. Acești nativi vor scăpa de ghinionul care nu le-a dat pace în ultima vreme și vor avea parte de noroc pe toate planurile. De asemenea, astrele anunță că mai multe evenimente importante vor avea loc în viețile lor, care este cea mai norocoasă zodie a lunii august. Norocul le va de acestor nativi în ultima lună de vară. Nu vor mai duce lipsa banilor, câștigurile financiare vor fi a tot pasul, vor avea mari șanse să-și întâlnească sufletul pereche. Capricornului nu îi va veni să creadă că că are parte de tot ce și-a dorit în luna august. Până la sfârșitul lunii își va îndeplini cel mai mare vis și se va simți binecuvântat pentru tot ceea ce a trăit vreodată. Acești nativi vor fi protagoniști unor clipe de neuitat, vor pleca în multe vacanțe și vor trăi momente minunate alături de persoana iubită. De asemenea, acest semn zodiacal ar trebui să aștepte la reușite mari la locul de muncă. După mult timp, simți că faci parte dintr-un grup, iar acum vii de plăcere la job. Ești fericit și consider că lucrurile încep să iau o întorsătură pozitivă în viața ta. Ba chiar mai mult, e posibil ca acești nativi să-și deschidă o afacere care le va aduce mare profit. Au șansa de a crește din toate punctele de vedere dacă își vor asculta inima. Totodată, potrivit astrologilor, Capricornul își va îndeplini un mare vis. Este posibil să-și achiziționeze locuința mult dorită. Cealaltă parte, nativii singuri își vor găsi sufletul perechi și vor fi recunoscători Universului. În această lună vor putea să-și exprime sentimentele și dorințele cu mai multă claritate și vor fi deschiși către dezvoltarea unor relații mai profunde și mai satisfăcătoare. Relatează click.ro